Bună, eu sunt Ana și bine ați venit pe Asteroidul B612, planeta celor mai frumoase povești pentru copii. Ne vedem din nou la Cartea Săptămânii. Săptămâna aceasta am citit Odisea lui Oli de William Joyce, o carte apărută la Editura Arthur în colecția cărților lui Radu cam anul trecut, cred, parcă de atunci o avem în, de o avem în librărie. William Joyce este un autor, ilustrator și filmograf, cred că se zice, american. Cred că, printre altele, a creat și câteva personaje pentru Toy Story și alte filme de animație. Noi am citit biografia cu extrem de multă atenție, dar mi-a reținut, da, reținut atenția acest aspect. Și dacă știți, poate că știți pentru că mai avem o carte del de Fantasticele cărți bulătoare are de domnului Morris Lesmore, o carte pentru copii mai mici, o poveste ilustrată foarte faină. Odisa lui Oli este o carte pentru copii un pic mai mari, este o carte împărțită în capitole. Putem să citim un capitol pe zi sau, dacă sunteți ca mine și veți și complet captivați, puteți să o citiți și toată cartea în două zile. Eu cred că am citit-o într-o singură zi, recunosc nu prea mai reușit să fac nimic altceva odată ce am deschis-o. Este foarte faină. În primul rând vreau să vă spun că este un obiect în sine foarte frumos. Este ilustrată de autor și vedeți că și hârtia este, nu e chiar albă, are așa o textură, imită o textură de hârtie mai veche, este extraordinar de frumoasă. E o carte foarte imersivă, plac foarte mult cărțile astea și e și scrisă într-un stil cinematografic. Vedem și câteva ilustrații mai degrabă de personaje așa create de autor. Sunt undeva foarte unele foarte drăguțe cu mai multe personaje din, mai multe personaje din poveste. El este Oli. Oli este o jucărie făcută de mama lui Billy. Uh, e o jucărie pe care a cusut-o ea singură. E un fel de ursuleț cu niște urechi mai lungi de iepuraș în inima căruia ea a ascuns clopoțelul păpușii ei preferate, o balerină numită Nina. 要。Yeah. Povestea în sine este despre Oli care este răpit de niște jucării malefice conduse de clovnul Zozo și ceata pociților. Pociți erau aceste, nu erau chiar jucării, erau resturi de jucării asamblate, dar erau malefici. Iar toată povestea e o noapte în care Oli încearcă să se salveze, să ajungă înapoi la Billy iar Billy, un băiețel de șase ani, pleacă de acasă în căutarea lui Oli. În final reușește să se întâlnească, bineînțeles, cu ajutorul multor altor personaje, foste jucării sau, nu știu, doze de suc vechi și alte lucruri de genul ăsta care se dovedesc a fi foarte viteze și îl ajută pe Billy să-l salveze pe Oli. Povestea mi-a plăcut din foarte multe motive. Este o carte absolut uh, minunată. Vă spun sincer că nu am reușit să mă desprind de odată ce am început-o. Îmi place foarte mult cum este construită relația dintre Oli și Billy. În primul rând, ei sunt două personaje. Povestea e spusă alternativ, ba din perspectiva uneia, ba din perspectiva celuilalt. Ei sunt două personaje foarte bine conturate și mi se pare fantastic cum autorul efectiv spune povestea din ochii unui copil și din ochii unei jucării. De exemplu, Billy pentru el este un lucru extrem de ieșit din comun când pus în situația să ducă să-și salveze jucăria, ajunge la punctul care trebuie să traverseze strada și el știe că nu trebuie niciodată să traverseze strada singur și pentru el este așa, ca și când ar face cea mai mare nelegire posibilă și ne dăm seama că într-adevăr încalcă o regulă extrem de importantă pe care o să părinții lui. De asemenea, Oli învață despre cum, de fapt nu învață, trage concluzii despre cum funcționează iubirea și relațiile într-un mod atât de, atât de inocent și de, și de adorabil, încât um, pur și simplu te face și pe tine să vezi, să vezi lucrurile cu, alți ochi. Mi-a plăcut foarte mult această relație, mi-a plăcut aventura, pentru că e o carte care chiar te ține cu sufletul la gură și cu multe personaje foarte inedite și la care, nu ne așteptăm. De exemplu, o piatră ajunge să fie un personaj pietruț și așa mai departe. Cel mai mult și cel mai mult cred că mi-a plăcut faptul că personajele malefice, adică Zoso și ceata lui, nu sunt malefice doar de dragul de a fi malefice, nu sunt, nu știu, catalog la bun început ca răi și puse acolo în, și pusă acolo în povestire. Avem și un fel de background story, o poveste și înțelegem cum Zozo, clovnul cel malefic, a ajuns să fie foarte rău pentru că el a avut o viață bună într-un târg de într-un într-un târg de distracții pentru copii în tinerețile lui de clov, ca să zic așa, clovn de jucărie nu mă înțelegeți greșit um, dar cu timpul copiii l-au uitat, au trecut la alte jucării mai noi, nu mai venea nimeni pe la standul și așa mai departe, plus că el își pierde jucăria preferată care era o balerină numită Nina. O să este o poveste foarte rotundă și se duce înapoi, așa că nu vreau să vă spun foarte multe detalii. E o legătură între Nina și Oli. Poate v-ați dat seama de la începutul poveștii. Um, și vedem cum el, dintr-o jucărie esențial ok, se transformă prin neglijență și neatenție și uitare în, în ceva rău într-un personal malefic. Ne dăm seama că, practic, nimeni nu este născut rău, pur și simplu, uneori circunstanțele te aduc, te aduc într-o situație gen asta și asta e o chestie care nu este servită de a gata, pur și simplu e o concluzie pe care, uh, pe care o tragi din poveste. În același timp e o carte foarte amuzantă, este super bine tradusă, mi-a plăcut super mult. Sunt multe cuvinte inventate, de exemplu, Oli și cu Billy, când pleacă într-o aventură, ei nu spun aventură, ei zic o aventă. Abia la sfârșitul acestei povești ajung la concluzia că asta a fost chiar o aventură. Nu e o aventă, o aventă e ceva pentru copii, cum ar fi când te duci singur în parc. O aventură este această noapte foarte periculoasă din care eu au fost. Uh, um, s-au salvat din mâinile pociților. Pociții sunt ceata lui Zozo. I-am dat 5 Asteroizi și o Inimă. Albert, rog să-mi pui aici o inimă foarte mare pentru că această carte. O să fac o colecție separată pe site cu 5 Asteroizi și o Inimă pentru că sunt unele cărți care merită. O să iubiți această carte indiferent ce vârstă aveți. Eu cred că funcționează de citit pentru, nu știu, de la 6 ani încolo. Nu are foarte multe ilustrații, dar chiar puteți să o citiți împreună cu cei mici cu un capitol, un capitol pe zi. E foarte, foarte, foarte frumoasă și este atât de bine construită și atât de cinematografică încât nici nu are nevoie de extrem de multe ilustrații. Poți imagina foarte puternic Ce se întâmplă aici Nu știu dacă e un film, ar trebui să verific Nu cred că este încă, dar ar trebui să fie A apărut în original în 2016 Dacă nu mă înșală Memoria Da, și la Artur în 2020 Da, în 2016 um, Vă recomandă cu mult drag O găsiți la noi pe site, o găsiți la noi în librărie Și o să o găsiți În colecția mea specială de cărți Cu foarte multe inimi. Mulțumim că ne-ați ascultat până aici. Cred că am vorbit destul de mult, dar aș putea să vorbesc despre cartea asta. Un secol este fantastică. Ne revedem luna viitoare cu o nouă carte a săptămânii. Și până atunci, nu uitați, cărțile sunt distractive. Pa!